1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 17, cuvântul Domnului pentru noi astăzi spune în felul următor. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte o cred. Căci trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia. Așa că unul este flămând, iar altul este biat. Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să zic, să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și asta să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Dumnezeu ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Și să recunosc că încă o dată bunătatea lui Dumnezeu m-a surprins, să recunosc încă o dată că modul în care Dumnezeu conduce lucrurile este ieșit din sfera noastră de înțelegere, și faptul că în dimineața aceasta suntem în locul acesta și simt în duhul meu că sunteți în dimineața aceasta oameni care aveți așteptări de la Dumnezeu. Oameni care ați venit cu anumite așteptări de la momentul acesta și nădăjduiesc că Dumnezeu va răspunde fiecăruia în parte după așteptările sale. Celor care doriți în dimineața aceasta să luați viață, ca în momentul acesta în care ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, să primim viață. Dumnezeu să ne dăruiască viață din belșug. Cei care ați venit cu dorința aceasta și știți că la cina Domnului putem să fim vindecați, Dumnezeu să ne vindece. Celor care ați venit cu dorința aceasta ca Dumnezeu să vă elibereze, Dumnezeu să vă elibereze. Cei care vreți bucurie în dimineața aceasta, Dumnezeu să dăruiască bucurie. Și toate lucrurile acestea le face unul și singur Dumnezeu, slăvit și binecuvântat să fie Domnului. Dragilor, atunci când noi vorbim, atunci când luăm învățăturile, atunci când vrem să învățăm de undeva, la modul în care facem anumite lucrări sau anumite principii de viață, cei mai mulți dintre noi merg la exemplul pe care îl avem la biserica primară. Biserica primară, biserica primului secol, biserica lăsată de Domnul Iisus Hristos pe pământul acesta, este modelul nostru de viață. Acolo avem cele mai multe învățături și în dimineața aceasta vom lua câteva învățături de la o biserică căruia Pavel și Duhul lui Dumnezeu îi acordă o deosebită atenție. Vedeți, Pavel a scris mai mult de jumătate din cărțile din Noul Testament. Unele mai lungi,
altele mai scurte. Dar Pavel acordă o deosebită atenție bisericii din Corint. Romanilor, Pavel le scrie sub insuflarea Duhului Sfânt epistola către Romani, unde sunt 16 capitole și n-a mai fost nevoie de o altă. Pavel scrie o epistolă corintenilor, tot de 16 capitole, și Duhul lui Dumnezeu îl conștientizează că mai este nevoie de încă una. Dacă vă uitați un pic, sunt 29 de capitole pe care Dumnezeu le insuflă lui Pavel corintenilor. Și de la această biserică noi avem multe de învățat. Avem impresia și pretenția că biserica primară era o biserică perfectă. Și cuvântul Domnului începe în dimineața aceasta atât de surprinzător. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud. Atunci când am citit textul acesta, cuvântul acesta, m-am gândit la mod personal și m-am gândit în cazul nostru ca și biserică. Dacă Apostolul Pavel ar fi fost insuflat de Duhul Domnului să scrie o epistolă bisericii din Reus, am stat și m-am întrebat, oare care ar fi fost deschiderea lui? Ar avea Dumnezeu ce să laude la noi în dimineața aceasta? În ceea ce privește aspectul acesta al cinei Domnului, ar avea Dumnezeu cuvinte de laudă la adresa noastră? Că în ceea ce privește biserica din Corint spune, vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai rău la cina Domnului. Modul în care se manifestau și se manifesta frățietatea primului secol în Corint nu este un model de lăudat. Și în dimineața aceasta vreau din textul acesta să învățăm câteva principii pe care noi trebuie să le aplicăm atunci când stăm la masa Domnului sau la cină. Și cuvântul Domnului spune despre primul lucru, cina Domnului, și vă rog să vi le notați la nivelul gândului dacă vreți, dacă nu, puteți să vi le notați pe hârtie, pe foaie. În primul rând, cina Domnului trebuie să te facă mai bun. Cuvântul Domnului, în versetul 17 pe care îl citeam, voi vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, care ar trebui să fie scopul. Și scopul cu care biserica din Corint se aduna la cina Domnului spune că era ca ei să se facă mai răi. Cu alte cuvinte, ei își planificau lucrul acesta. Prin comportamentul lor, prin modul lor de a face lucrurile, ei nu se făceau mai buni și se făceau mai răi. Vreau să te întreb în dimineața aceasta, care este scopul tău atunci când vii să stai la masă cu Domnul? Atunci când te gândești că în prima duminică a lunii, și știm lucrul acesta pentru că este deja o regulă, atunci când știm că în prima duminică a lunii noi ne vom împărtăși cu trupul și sângele Domnului, care este obiectivul tău? Vii tu cu gândul acesta, ca actul acesta în care ne vom închina în următoarele momente să te facă mai bun? Sau ai gândul corintenilor și scopul tău este să te faci mai rău? Ai tu scopul acesta că atunci când vei întinde mâna în farfuria aceasta și vei lua azimă și vei lua din sângele Domnului Iisus Hristos, din mustul acesta, să te faci mai bun și să-L rogi pe Dumnezeu, ca Dumnezeu să lucreze prin Duhul tău, Duhul Său cel Sfânt în tine și să rodească Duhul tău, roada Duhului Sfânt? Sau de multe ori venim la cina Domnului și ne facem mai răi? Cuvântul Domnului spune despre corinteni că ei, atunci când se adunau la cina Domnului, ei aveau gândul acesta să se facă mai rău și în fiecare zi făceau lucrul acesta. Apropo, nu știu dacă știți, biserica primară avea obiceiul acesta că luau cina în fiecare zi. Biserica primară sărbătoreau cina Domnului în fiecare zi. Și zi după zi, în loc să se facă mai bun, ei se făceau mai răi și mai răi și mai răi și mai răi.
Sunt biserici astăzi care iau cina Domnului în fiecare duminică. Sunt biserici astăzi care iau cina Domnului o dată sau de două ori pe lună. Și sunt biserici ca și noi care luăm cina o dată pe lună. Ne întrebăm dimineața aceasta și ne întrebăm noi ca și biserică, care este scopul participării noastre la cina Domnului? Să ne facem mai buni sau să ne facem mai răi? În dimineața aceasta mă rog lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne ajute ca ori de câte ori venim la cină, gândul nostru este să ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu. Și actul acesta al cinei să ne sfințească, să ne curățească, să ne dea viață. Atunci când vii la cină, vii să te faci mai bun. Atunci când vii la cină, vii și celui Dumnezeu ca să producă o schimbare în tine, pentru că vezi că sunt lucruri care nu merg. Și vreau să vă spun că atunci când motivația din spatele unui act este corectă, Dumnezeu o binecuvintează. Dacă ai venit în dimineața aceasta cu gândul de a fi mai bun, vei pleca și vei ieși din locul acesta cu gândul acesta și cu dorința aceasta împlinită și vei vedea că Dumnezeu lucrează bunătate în viața ta. Al doilea lucru pe care vreau să-l învățăm din textul acesta, versetul 18. Cina Domnului, vă rog să vă notați și lucrul acesta important, cina Domnului se ia în unitate. Cina Domnului unește. Cina Domnului ar trebui să ne unească. Și cuvântul Domnului în versetul 18, mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări, sunt certuri, sunt rupturi. Atunci când venim la casa Domnului la cină, trăim noi cu gândul acesta al unității? Iubit frate, iubită soră, vreau să te întreb eu și te întreabă Duhul Domnului în dimineața aceasta. Este în tine gândul acesta al unității? Ești tu dispus să lupți pentru unitatea bisericii? Ești tu dispus să lupți ca acest trup, ca acest corp al lui Hristos să fie una? Sau avem gânduri speciale? Cuvântul Domnului spune, între voi sunt dezbinări și în parte o cred, căci trebuie să fie și partid între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Realitatea din Corint este că era o biserică, era o adunare, era un grup de oameni ca și noi, dar la nivelul Duhului erau divizați, erau rupți, erau separați, erau partide. Te întreabă Duhul Domnului în dimineața aceasta, tu din ce partidă ești? Care este liderul tău? Pe cine urmezi tu? Care este idealul grupului din care faci parte? Ce vrei? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta spune că cina Domnului se ia și produce unitate. Atunci când venim la casa lui Dumnezeu cu gândul de a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului, trebuie să fie gândul acesta al unității în fiecare dintre noi. Și vedeți, venim aici și suntem toți. Dar vă spun că suntem toți în locul acesta fizic, dar mulți suntem departe. Atunci când ești în unitate și te uiți un pic la o turmă de oi, o să vezi în primul rând că oile astea mănâncă împreună. Oile astea se adapă împreună. Din ce cauză? Pentru că Dumnezeu are de grijă să fie mâncare bună. Te întreb în dimineața aceasta, de unde te hrănești tu? Dragilor, am un mare respect și o deosebită apreciere pe oamenii, pentru oamenii care doresc să fie și își doresc ceva mai mult. Și pentru lucrul acesta se preocupă. Am o mare și o deosebit respect pentru oamenii care ascultă predici și care ascultă cântări și care iau din altă parte. Dar iubiților, eu cred că dacă Dumnezeu ne-a pus în locul acesta, datoria noastră este, dacă vedem că mâncarea nu-i bună, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea mâncare bună. Dacă vedem că apele nu-s bune, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ducă la ape bune.
În împărăția lui Dumnezeu, în turma lui Dumnezeu, nu avem și nu este nevoie de oi de astea singuratice. Că Dumnezeu spune că la un moment dat era 100, noi suntem 150. Și una dintre oi a spus, băi, nu-i bine în turmă, mâncarea nu-i bună, nu-mi place apă, nu-mi place de ea cum se închină, eu merg și eu să caut în altă parte. Și-o mers, și-o căzut. Și-o trebuit păstorul să le lase pe alea 99 acolo, singure, ca să meargă să o caute pe asta care s-o crezut mai bună. Care au crezut că în altă parte apele sunt mai dulci și mai bune. Aici ne putem proteja unii pe alții. Dar atunci când stăm pe apele internetului, nu știu ce poate să străcoare diavolul. Sunt oameni care se hrănesc de pe internet și vreau să vă spun că există un duh al celui rău de imitare a lucrării lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că diavolul va ajunge în momentul acela să coboare foc din cer. Și s-ar putea să ți se pară bună lucrarea. S-ar putea să ți se pună, să ți se pară bună învățătura. Dar s-ar putea să fie doar o imitare. Pentru cei care aveți Duhul lui Dumnezeu în voi și vă hrăniți, faceți de cunoscut lucrul acesta. Atunci când găsiți un lucru bun, atunci când găsiți ceva mai special, veniți și spuneți că asta e spiritul altruist, să împărtășești cu alții bucuria ta. Fraților, am găsit ceva extraordinar, îmi face bine, e bun. Haideți să nu uităm să vedem despre ce e vorba. Cina lui Dumnezeu, cina sau masa Domnului ne cheamă și se ia în unitate. În dimineața aceasta, toți cei care ați venit cu gândul acesta, să ne împărtășim și am venit cu gândul acesta. Haideți să avem în noi gândul acesta al unității. Nu vreau să judec pe nimeni. Vreau doar să vă spun că este nevoie să stăm împreună, este nevoie să ne hrănim împreună, este nevoie să punem umărul împreună, este nevoie să plângem împreună, este nevoie să ne bucurăm împreună. Aproape de fiecare dată când plec de la biserică și mă uit la biserica aia de pe colț, care nu e așa aproape de adevăr cum suntem noi, că noi suntem mai special, îi văd că aproape tot timpul sunt împreună, nu știu câți dintre ei. Și am stat și m-am întrebat de 10 de ori. De ce îi pot și noi nu putem? De ce trebuie să mergem tot la grupulețele noastre și n-am putea să creăm părtășii în biserică? Să stăm și să ne bucurăm în biserică. Și dacă localul acesta nu permite, să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ducă undeva unde să putem să creăm părtășii. Că de asta suntem frați, să lucrăm în unitate. Vezi, mai bun prietenii din lume decât prietenii din casă lui Dumnezeu? Nu! Dar pentru că nu urmărim unitatea, pentru că ne place tot grupulețele noastre. Creăm tot felul de părtășii ieșite din sfera adunării și a cuvântului Dumnezeu. Și ne uităm la alții care nu sunt la nivelul nostru și ei pot. Doamne, dimineața aceasta, atunci când ne vom împărtăși cu trupul și sângele Tău, fă unitatea aceea desăvârșită a Duhului în viața noastră și fă ca biserica noastră să fie o biserică unită și să fim una în Tine, Doamne. Ăsta ar trebui să fie gândul care să însuflețească viețile noastre. Și atunci când ne vom împărtăși, vom simți ceva. Cina Domnului nu este doar un eveniment. Cina Domnului nu este doar un act făcut așa că trebuie făcut. E ceva mai mult decât putem înțelege noi. Și pentru lucrul acesta, Dumnezeu spune astăzi, luptă pentru unitatea bisericii. Și dacă ai cumva gânduri care n-au de-a face cu lucrul acesta, Dumnezeu să le taie din temelie și să putem să luptăm ca biserica noastră să fie unită în Hristos Domnul și Dumnezeu să ne binecuvinteze. În al treilea rând, cuvântul Domnului spune despre cină, că cina este un act al așteptării. Versetul 20, cuvântul Domnului spune, când vă adunați dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el. În dimineața aceasta, te întreb în numele Domnului, ești tu în rând cu turma? Mergem împreună către împărăția lui Dumnezeu? Suntem dispuși să ne așteptăm unii pe alții?
sau suntem prea grăbiți? Am vrea să o luăm înainte. Cei mai mulți care conduc și care au de parcurs un drum mai lung ar căuta cu tot din adinsul, cu toată putința, să vadă dacă nu există vreo scurtătură ca să îi ajute să ajungă mai repede. Mi-aduc aminte despre primul drum pe care l-am făcut în România cu mașina. La un moment dat nu mi-am dat seama și GPS-ul era setat pentru ruta cea mai scurtă. Și la un moment dat am ajuns prin Ungaria și în loc să continuăm pe autopistă, pentru că așa era logic și normal, GPS-ul m-a scos de pe autopistă, am văzut niște peisaje frumoase, dar vreau să vă spun că ruta cea mai scurtă în kilometri nu este și ruta cea mai scurtă în timp. S-ar putea să căutați unii, sau să căutăm unii, scurtături și să nu ne așteptăm unii pe alții. În dimineața aceasta, cuvântul Domnului spune că cina, actul acesta al cinei, este un act al așteptării. În momentul în care m-am gândit la lucrul acesta și am citit din cuvântul lui Dumnezeu, mi-a venit în minte un pasaj din Sfânta Scriptură pe care îl găsim în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 15. Și mi-am dat seama că Dumnezeu vrea ca toate lucrurile să fie așa cum trebuie, în așteptare. Și Biblia spune în partea finală, de fapt citim tot versetul, iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul lui Dumnezeu. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Dacă nici la momentul răpirii Dumnezeu nu va permite unora să ajungă înaintea altora, cu atât mai mult atunci când suntem la biserică, atunci când suntem la cină, Dumnezeu nu va permite și nu se bucură. Atunci când unii încercăm să o luăm pe scurtătură, aveți grijă la scurtături. De obicei, scurtăturile sunt periculoase. De obicei, scurtăturile sunt locuri prin care merg puțini oameni și doar oamenii antrenați pentru ele. Pentru că necesită un pic mai multă pregătire atunci când o iei pe o scurtătură. Noi stăteam în Viniol și ca să mergem la Cambrils, era un drum, o scurtătură. Știam că cel mai rapid drum e pe drumul normal. Dar din cauza că știam că e mai scurt, o luam pe acolo. Și de multe ori trecea mașină, că nu e foarte lat, și multe s-au întâmplat pe drumul acela, dar era o scurtătură și ne plăcea să o luăm pe acolo. Atunci când vrem să mergem spre împărăția lui Dumnezeu, haideți să ne așteptăm unii pe alții. Mulțumim lui Dumnezeu că într-o vreme ca aceasta nu mai trebuie să ne aducem cina de acasă și o avem aici pregătită. Dar haideți să ne așteptăm unii pe alții. Și aș merge mai departe cu gândul acesta, dar nădăjduiesc că Dumnezeu ne va călăuzi și în direcția aceasta pentru a vedea care sunt lucrurile care pot să îmbunătățească și actul acesta. În al patrulea rând, versetul 24, cuvântul Domnului spune că cina Domnului este un act comemorativ. Cuvântul Domnului spune versetul 24, versetul, partea finală, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Versetul 26, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Atunci când vei întinde mâna în farfurie și vei lua azimă și vei lua must, vreau să te întreb, la ce te gândești? Care este gândul tău? Vreau să spun, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, atunci când noi facem lucrul acesta, noi, spune Biblia, facem lucrul acesta spre pomenirea lui Dumnezeu. Potrivit nou spre pomenirea Domnului Iisus Hristos, atunci când noi venim la masa Domnului, vreau să vă spun că potrivit Noului Testament, este singura sărbătoare pe care noi ar trebui să o sărbătorim, potrivit Noului Testament. Dar vedeți, cuvântul Domnului spune despre Domnul Iisus Hristos că El n-a venit să strice nici legea și nici prorocii. Și El a venit să le împlinească.
Din cauza aceasta, aș vrea să trag un mic semnal de alarmă și să vă spun că Vechiul Testament are aceeași autoritate în viața noastră ca și Noul Testament. Nu vă fundamentați învățăturile doar pe baza Noului Testament și uitați-vă întotdeauna căci Noul Testament este, sau Vechiul Testament este umbra Noului Testament. Biblia este în egală măsură adevărată, atât Noul cât și Vechiul Testament. Noi afirmăm despre Sfânta Scriptură că ea este infailibilă, cu alte cuvinte este cuvântul fără echivoc, fără greșeală, pe care Dumnezeu l-a lăsat oamenilor atât în Noul cât și Vechiul Testament. Din cauza aceasta, cei care dați oarecare importanță mai specială Noului Testament, vreau să vă spun că cina, cea de taină, cina pe care noi o sărbătorim, este cea mai, sau ar trebui să fie cea mai importantă sărbătoare pentru noi. Și vreau să vă spun că de multe ori nu este așa. Din cauza aceasta vreau să nu uitați, cina Domnului este un act, sau printre altele este și un act comemorativ. În al cincilea rând, vreau să vă aduc aminte, știți lucrul acesta, dar vreau să fiți foarte conștienți, pentru că veți vedea imediat. Cina Domnului sau la cina Domnului poate să existe o condamnare. Cuvântul Domnului spune versetul 27, de aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de sângele Domnului. Căci cine, versetul 29, căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Și știți care este sentința lui Dumnezeu pentru astfel de situații? Versetul 30, cuvântul Domnului spune: din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dorm. Te-ai întrebat vreodată că s-ar putea ca starea ta de ațipire, de oboseală, de boală, de neputință să se datoreze și faptului sau faptului că nu tratezi cina Domnului cum ar trebui tratată? Vedeți, mulți dintre noi căutăm soluții la problemele noastre de sănătate sau alte lucruri la doctor. Și în dimineața aceasta cuvântul Domnului spune de aproape 2000 de ani că dacă nu tratăm cina Domnului cu respectul, cu autoritatea care trebuie, Dumnezeu condamnă și sentința lui Dumnezeu este neputință, este boală și este o ațipire sau un somn spiritual. Dacă în dimineața aceasta simți că ai o neputință spirituală sau fizică, dacă în dimineața aceasta ești cumva bolnav de multă vreme și nu știi ce se întâmplă, dacă în dimineața aceasta s-ar putea să simți că nu mai poți și că te trăiești, măcar că Biblia spune și s-a spus lucrul acesta în ultima perioadă de atât de multe ori despre poporul lui Dumnezeu, că el merge din putere în putere, astăzi este timpul să tratezi subiectul acesta al cinei și să tratezi actul acesta nu doar ca un simplu eveniment, ci să-l tratezi cu un respect deosebit. Pentru că actul sau la cina, tu poți să fii condamnat și să poți să fii sentențiat. În dimineața aceasta ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ia, în urma cercetării pe care ne vom face, să ia condamnarea și sentința aceasta despre orice persoană care n-a făcut lucrul acesta și care schimbă mentalitatea și care schimbă modul de a se raporta la cina lui Dumnezeu, la cina cea de tai. În al șaselea rând, cina este un act al cercetării. Cuvântul Domnului spune în dimineața aceasta, versetul 28, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. M-am întrebat de multe ori, în rugăciunea pe care o facem de cercetare, Doamne, oare ce ar trebui să descopăr eu atunci când mă cercetez? Atunci când stau în rugăciunea aceasta, Doamne, oare ce ar trebui să văd eu? Ar trebui să văd zilele alea multe de post sau puțin pe care le-am adus înaintea ta?
Ar trebui, Doamne, să-mi aduc aminte de multele sau puțin rugăciuni pe care le-am făcut gândindu-mă la sărbătoarea aceasta, la momentul în care voi sta înaintea Ta. Ar trebui, Doamne, să-mi aduc aminte de banii pe care i-am dat gândindu-mă că și lucrul acesta, într-un fel, mă va acredita să iau parte la cina Domnului. Doamne, ar trebui să mă gândesc și la bolnavii pe care i-am vizitat și la frații pe care i-am cercetat și iar atunci când eu stau înaintea Ta și mă gândesc la toate lucrurile astea, să mă simt oarecum împlinit pentru faptul că am făcut ceva și lucrul acesta mă acreditează, îmi dă dreptul să mă împărtășesc cu trupul și sângele Domnului. Vedeți? Atunci când ne cercetăm noi și lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze, ne vom da seama că chiar dacă am făcut toate lucrurile acestea, tot vom rămâne ca un om care n-a făcut nimic. Spune cuvântul lui Dumnezeu, cele mai bune fapte ale voastre. Vreau să te gândești în ultimele 6 luni de zile sau în ultimul an. Cele mai bune fapte ale tale. Te-ai implicat în lucrarea din biserică. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toți cei care s-au implicat să lucreze la biserică și vedeți rezultatele și o să vedem sâmbătă și duminica viitoare rezultatele. Lucru pe care și dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți cei care s-au implicat în lucrarea aceasta. Lucrarea de evangelizare, lucrarea de predicare, lucrarea de sfătuire, lucrarea de sociale care se face la nivel de biserică. Toate lucrările astea sau faptele astea bune pe care le-am făcut, toți banii pe care i-am dat, toate lucrările mărețe, toate faptele, cele mai bune fapte ale noastre, spune cuvântul lui Dumnezeu, că nu sunt decât o haină mânjită de sânge. Atunci când noi ne cercetăm în lumina Scripturilor, știți ce ne va descoperi Duhul Domnului? Că dacă Iisus Hristos nu ne-ar învrednici să putem să participăm la masa Domnului, toate lucrurile astea nu ne-ar da niciun merit. Și cuvântul Domnului spune în versetul pe care l-am citit, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. Și atunci când te-ai cercetat și Dumnezeu te-a cercetat și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Sunt oameni care se cercetează și în cercetarea asta o să ajungă la concluzia, Doamne, sunt nevrednic să stau la masa Ta. Și vreau să vă spun că într-un act de smerenie, de umilință falsă, care nu e de la Domnul, astăzi nu sunt vrednic să stau la masa Ta. Și duminica viitoare, când o să fie cina Domnului, ori uitat de lucrurile astea și ori ținut și vreo câteva zile de poș și veniți unii la biserică și ați uitat de lucrurile astea și, wow, astăzi sunt pregătit. Dar problemele de acum o lună de zile nu s-au rezolvat. Vreau să luați un principiu biblic. Păcatele uitate nu sunt și iertate. Faptul că ai uitat păcatele tale, faptul că a trecut ceva vreme de când ai făcut păcatele, asta nu înseamnă că și iertate. Păcatele iertate s-au amărturisite și lăsate de ele. Din cauza asta, pentru că știi că ai probleme de memorie și crezi că dacă le-ai uitat, îl iertat și Dumnezeu, îți recomand în dimineața aceasta, dacă ai un păcat, dacă ai o problemă, dacă ai ceva, vreau să spun în dimineața aceasta, rezolv-o acum. Că nu știu dacă mai apuci duminica viitoare. Ca și recomandare, încă mai avem timp. Dacă ești sau dacă este cineva în dimineața aceasta care are ceva cu cineva și care a plecat de acasă cu gândul acesta că astăzi nu voi la cină, vreau să vă spun că mai sunt aproximativ vreo 20 de minute, 25 poate, ca să rezolvați problema aceea și astăzi să vă puteți împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Că astăzi, dacă nu rezolvați astăzi, nici duminica viitoare nu o veți rezolva și veți veni cu păcate, cu păcate, cu păcate și veți ajunge sub condamnarea lui Dumnezeu. Aveți timp, ia-l pe fratele, pe sora cu care te-ai certat, cu care ți-ai spus vorbe, ia-l în brațe, că nu-i greu acum, că o să fie mai greu în cer, când unii o să fie în cer și alții o să fie în jos, sau unde o să fie. Luați-vă în brațe, sărutați-vă, pupați-vă, cereți-vă iertare unii de la alții și lăsați pe Duhul lui Dumnezeu ca în dimineața aceasta să ne conștientizeze că nu suntem vrednici. Eu nu sunt vrednic de lucrul ăsta. Și dacă cineva e vrednic să se ridice, să spună, eu pe baza faptelor mele sunt vrednic. Dar mulțumim lui Dumnezeu că Dumnezeu în dimineața aceasta, prin cercetarea pe care ne va face, ne va conștientiza că trebuie să facem lucrul acesta. Pentru că urmează al 7-lea lucru pe care vreau să-l învățăm.
cina Domnului este un act regenerativ. Știți ce se întâmplă atunci când nu luăm cina? Ioan capitolul 6. Ioan capitolul 6, versetul 53. Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înșivă. Păi cum vrei să fii plin de putere când tu de luni de zile nu mai iei cina? Cum ai vrea să fii din putere în putere când nu ești vrednic și de luni de zile, poate de jumătate de an, poate un an de zile, n-ai mai luat cina? Biblia continuă și spune: cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică, nu doar asta pe pământ. Dacă nu iei cina Domnului, n-ai viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Dacă nu iei cina Domnului, asta nu te califică ca un om spiritual. Nu, Doamne, eu nu pot să mă apropii. Dumnezeu spune că dacă nu faci lucrul acesta, n-ai viață. Și n-ai viață acum și n-ai viață după. Și Dumnezeu mai spune că Dumnezeu, că El nu este în tine. Ce decizii mai iei? Ce sfaturi mai dai? Ce predici mai aduci? Ce închinare mai faci? Ce evanghelizare vrei să mai faci? Dacă nu l-ai pe Dumnezeu în tine, dacă n-ai viață, poate un mort să călăuzească sau un orb să călăuzească pe altul? Nici de cum! În dimineața aceasta vreau să-L rog pe Duhul lui Dumnezeu să ne conștientizeze că este vremea să ne întoarcem la Dumnezeu. Vremurile sunt pe sfârșite și vedem lucrurile acestea. Ceea ce ne așteaptă nici măcar nu putem să percepem și să gândim noi. Și încă mai putem și ne mai jucăm cu lucruri de genul: nu, eu nu-s pregătit. Ce te împiedică să fii pregătit? Ce te împiedică să te pregătești pentru a putea să fii părtaș la masa Domnului și să primești în sfârșit viață? Nu te-ai săturat să mergi pe coate și în genunchi? Nu te-ai săturat să vezi cum alții în jurul tău merg și parcă din ce în ce le este mai bine și tu stai tot acolo pipernicit, plângându-ți de milă? Revino-ți astăzi și pune-te în capul oaselor și roagă-L pe Dumnezeu ca Dumnezeu să toarne putere. Puterea lui Dumnezeu este egală pentru toți. Și dacă vedeți că alții propășesc, este pentru că s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu. În dimineața aceasta, te rog în numele Domnului, pune-te la dispoziția lui Dumnezeu. Nu te mai uita la greșelile tale, la probleme, la slăbiciuni, la ceea ce nu ai tu. Uită-te la ceea ce poate să facă Dumnezeu. Roagă-L pe Dumnezeu să vadă lucrarea pe care trebuie să o faci, nu prin ochii tăi. Cu ochii tăi de multe ori îți așa cum îți bolnavi. Poate de multe ori te uiți la lucruri care n-ar trebui să te uiți și nu vezi lucrarea lui Dumnezeu. Dar roagă-L în dimineața aceasta pe Dumnezeu: Doamne, vreau să văd prin ochii tăi. Doamne, vreau să mă văd prin ochii tăi, să văd potențialul pe care tu l-ai pus în mine. Și potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în tine este extraordinar. Și Dumnezeu poate să facă prin tine lucruri extraordinare, dar trebuie să te pui la dispoziția Domnului. Dacă în dimineața aceasta nu-L slujești cu devotament și cu tot ce l-ai pe Dumnezeu, n-ai decât un alt stăpân. Și stăpânul nu mai este Dumnezeu poate de multă vreme. N-ai vrea în dimineața aceasta să revii din nou la cuvântul lui Dumnezeu, să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, că atunci când vei întinde mâna și te vei împărtăși cu trupul și sângele Domnului, să simți cum curge viață prin tine, să simți cum Dumnezeu revine din nou și te cercetează, să simți cum Dumnezeu te vindecă de bolile tale, să simți cum cad legături, să simți cum Dumnezeu taie lanțuri, să simți eliberare, să simți că parcă ai zburat spre cer, să începi să cânti și să cânti și să cânti spre slavă și spre gloria lui Dumnezeu și să-ți dai seama că într-adevăr ceea ce Biblia scrie este pentru noi astăzi și acum, nu e doar pentru corintenii de acum 2000 de ani. Biblia este autentică și este autoritatea lui Dumnezeu pentru noi într-o vreme ca aceasta. Doamne, ajută-ne să te credem pe cuvânt. Doamne, ajută-ne să ne punem la dispoziția Ta. Doamne, ajută-ne ca în anul 2022, ca
că mai avem, să ne pocăim cu adevărat, să lăsăm lucrurile lumești, să lăsăm ceea ce a fost până acum și să mergem cu putere cu Dumnezeu de astăzi înainte și în fiecare zi, așa cum Dumnezeu ne promite de ani de zile. Și nu se împlinește lucrul acesta, pentru că mai sunt încă Acani în biserică. Acan care mai ascund lucruri și până Dumnezeu nu-i va descoperi și poate va trebui să-i scoată, dar mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să nu lucreze ca și în dreptul lui Acan. Vreau ca Acanii să se ridice din biserică, să spună din cauza mea nu propășește lucrarea. Eu sunt vinovat că lucrarea nu merge. Și Dumnezeu să facă cercetarea aceasta în popor și Dumnezeu să lucreze așa cum El a spus, cu semne și minuni. Și vreau să vă spun că este o minune să se pocăiască un Acan. Din punctul meu de vedere, este un lucru extraordinar ca Acanii să se pocăiască și să nu mai stopeze lucrarea lui Dumnezeu, să nu mai avem înfrângeri din acelea rușinoase și să vedem cum Dumnezeu și cu Dumnezeu mergem din putere în putere și vom dobori orice bătălie, vom învinge orice bătălie și numele lui Iisus Hristos, așa cum învățăm de ceva vreme vinerea, noi suntem mai mult decât biruitori. Nu uita, tu nu ești un înfrânt. Tu ești un biruitor în numele lui Iisus Hristos și trebuie să te comporți ca și atare. De aceea, dacă astăzi ești jos, roagă-L pe Duhul lui Dumnezeu să te ridice și stând părtaș la cina Domnului, Dumnezeu să facă din tine un adevărat viteaz, un om ca și Gedeon, cu care Dumnezeu și de care Dumnezeu să se folosească, chiar dacă nu ai mulți oameni în jurul tău. Dumnezeu să facă minuni și Dumnezeu să se proslăvească prin viața ta. Amin.